Întâi supunem pe aprobare procesul verbal încheiat la 22.08.2019 cu ocazia de desfășurării ședinței ordinare Consiliului Local. Păi încheiam ședința. Dar din proces verbal de azi. Din 22.08. Ce verbal ședința de luna trecută? Dacă ați văzut și proces verbal, gata, dar plecăm acasă. Cine este pentru? Ne zicem. Împotriva, obține bunță. Dar dați voi să citesc eu de azi, zic că e o mare ordinare, ca să meargă mai repede. Și o să dau o citire. Ordinea de zi a ședinței ordinare din 13.09.2019 ora 13. Primul proiect deja l-am aprobat, vorba de proces verbal cu ședință ordinară din 22.08.2019. Al doilea proiect. Proiectul de privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local Hiregeu, inițiat de primarul Comunei Hiregeu. Proiectul numărul 2. Proiectul de privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, iar aparatul de specialitate a primarului Comunei Hiregeu și structurilor sau serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, inițiat de primarul Comunei Hiregeu. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Biserica Sfântul Nicolae din satul Brătila a imobililor școală cu clasele 1-4 Brătila 3, anexe și terminat de 1364, la ferințiatorul primarul Comunei Hiregeu. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind verificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Hiregeu pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei Hiregeu. Proiectul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale produse de hotărâre Consiliului Local din 20/28/3/2019 a indicatorii tehnico-economici pentru proiectul modernizare și consolidare cămin cultural Hiregeu, aprobat prin hotărâre din Consiliul Local numărul 35 din 28/6/2017, inițiator primarul Comunei Hiregeu. Și proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului dotare cămin cultural Hiregeu în satul Hiregeu de Bacău, la fel inițiator primarul Comunei. Și ultimul proiect de hotărâre, probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului Local, cereri întrebări diverse. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Hiregeu. O să dau cuvântul doamnei Guramba pentru doamna secretar este în concediu medical. Apariția ordonanței 57/2019 abrog prevederile legii 215/2001 privind administrația publică locală și ordonanței 35/2002. Prin această ordonanță sunt o serie de modificări în ceea ce ține și de activitatea Consiliului Local. Pe viitor, mandatele de consilier nu vor mai fi validate de către noi printr-o comisie de validare, ci vor fi validate de către instanța judecătorească. Acest lucru nu o să se facă pe perioada asta care a rămas de 8 luni de zile. Aceste prevederi vor intra în vigoare după alegerile din 2020, pentru care nu le-am prins în regulamentul actual. O altă modificare este că hotărârile de Consiliul Local se aprobă în principal cu majoritate simplă, adică de jumătate plus 1 din numărul consilierilor locali. Așa se adoptă în prezent, cu excepția hotărârilor care privesc patrimoniul. Acolo se adoptă cu 2/3 din numărul consilierilor în funcție. Prin ordonanța 57 se prevede că hotărârile de Consiliul Local vor fi adoptate cu majoritatea absolută, asta înseamnă jumătate plus 1 din numărul consilierilor în funcție, nu din cei prezenți, și doar hotărârile care privesc înstrăinarea bunurilor sau dobândirea de bunuri se adoptă cu 2/3 din numărul consilierilor în funcție. O altă modificare care ar mai fi în legea 215, în actualul regulament, se prevedea că dacă un consiliu nu se întrunește 3 ședințe ordinare, se poate dizolva. Sau dacă un consilier absentează la 3 ședințe ordinare consecutive, îi se poate retrage calitatea de consilier. În noua legislație nu se mai dizolvă Consiliul Local, se merge mai mult pe sancționarea consilierului care lipsește de la ședințe. Un consilier care lipsește de la 2 ședințe consecutive poate fi sancționat conform articolului prin avertisment, mustrare, așa, sau dacă lipsește de la 3 ședințe ordinare și sau extraordinare, deci nu mai este doar ședințe ordinare, poate înceta mandatul de consilier. Asta ar fi câteva din modificările care se aduc în ceea ce privește activitatea Consiliului Local. Și această ordonanță ne obligă pe noi să adoptăm regulamente noi, revizuite, în termen de 90 de zile de la intrarea ei în vigoare. Asta ar însemna până pe 3 octombrie că ar trebui să avem un nou regulament. De asta aș putezi pe asta. Dacă sunt discuții pe tema... Mai adăugat ceva concediu la consilier. Nu, indemnizația, dacă aș trebui regulamentul, la regulament. Tot în
cuantum de 10%. Adică aveți dreptul numai la muncă cu concediu. Da. Dacă nu sunt discuții, să puneți pe aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 3. Proiectul privind aprobarea organigramei și a statului de funcții. Aparatul de specialitate al primarului Comunei Rediu și structurilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Rediu. Tot datorită apariției acestei ordonanțe sunt o serie de modificări. Se păstrează același număr de posturi, doar că se modifică unele funcții. Funcția de secretar comună se transformă în funcția publică de secretar general de comună, asta e titulatura pe care o să o aibă de acum. Funcția de inspector superior cu atribuții în domeniul de achiziții publice se transformă în funcția de consilier achiziții publice. Se desfințează aparatul de lucru al Consiliului Local, pentru că nu mai are susținere în actualul, în actuala ordonanță, nu mai este prevăzut un aparat de lucru și se înființează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment juridic, astfel funcția de contractual de consilier juridic se transformă în funcție publică de consilier juridic gradul profesional superior. Se transformă funcția contractuală din cadrul compartimentului agricol și cadastru în funcție publică clasa 3, referent grad profesional principal, deoarece îndeplinește atribuții de funcție publică. Deci toate aceste modificări legate de organigramă nu influențează numărul de posturi. Rămân practic același post, doar că unele funcții contractuale se transformă în funcții publice sau s-a schimbat de titulatura. Trebuie să aibă activitate și lucrurile. Da. Dacă sunt discuții... Sunt două resetare la un, da, cu poftă mai mare de treabă. Da, 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 sunteți de acord? Da. Abțineți? Da. Așa. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Biserica Sfântul Nicolae din satul Brătila, a imobilor școale, școala cu clasă 1-4, Brătila 3, anexe și teren aferentă suprafață de 1364 de metri pătrați. După cum știți, în situația în ședință din lunile trecute, există și o cerere din partea parohiei și a părintelui Boșa Ciprian pentru acea clădire în care noi nu avem achitare de mai bine de 15 ani, cred, pe mai bine 15 ani. Nu arată într-o stare foarte bună, toate că e o clădire destul de solidă. Eu personal n-am nimic împotrivă să o donăm, să spunem, pe perioadă determinată, pentru că e vorba de o perioadă determinată parohiei Sfântul Nicolae. În cererea părintelui a trecut o serie de activități pe care dorește să le aibă în sediul respectiv, pe lângă sală mortuară, cancelarie parohială, sală de mese, nu știu dacă sală de mese, în fine, mai multe activități pe care parohia le poate întreprinde acolo. Am spus că poate reușim în toamna asta, nu știu, să văd cum ne mai descurcăm cu bănuții, nu știu, să poate măcar gardul acela din față care am tăuit strada, să dăm în față nou, părintele urmând să o, are, să o amenajeze, să o întrețină, să o îngrijească și acolo să aibă loc, să aibă loc diferite activități ale parohiei. Deci nu casă parohială, vorba doar de o casă virtuală, o cancelare parohială și o loc de întâlnire acolo în fața bisericii. Cred că și geamul trebuie schimbat. Nu, sunt mai multe acolo schimbat. Da, dacă sunt discuții pe de la acest... La finanțare, vorul pentru întreținere și pentru ce ne faci? Că dacă e pe dat... Putem și noi... Putem să o dăm în același... Să acordi un ajutor, dar noi noi ajutorul către parohie, putem face și cine o să fie la anul acolo și cine o să mai întâmple în același mod. Adică bărnuții alocați parohiei pot fi folosiți de către părintele cu un paroc în parohie pe ce gândește zonă. Sau să cert este că noi nu aveam nicio capacitatea să facem noi o investiție acolo majoră. Și dacă o făceam, nu văd soluția. Adică să o facem noi, să o aranjăm și doar din banii noștri, apoi să o dăm făcută, gata. E un pic de la loc. E fază de celălalt parohii, unde s-au strâns bani din parohii, s-au adus bani prin diverse programe, care la Dereința numește la Drăgugești, unde casele plasticale sau casele mortoare sunt aproape excepția Drăgugești. E aproape terminată, ea poate și câte cu ea ieri la altă, n-a fost. Da, e cu ei. Dar plătirea la Ciortea e făcută de bani buni, la Deren, din câte știu, se lucrează și acolo, nu știu ce stariu, era turnat la un moment dat. Și o fondul. Da, o lași fondul la Cuvertul, văritele de la Deren, 500 de milioane am trecut, 500 de milioane, din câte știu eu.
Da. Eu zic că e o decizie și nu numai bună, foarte bună, și datorită faptului că știm că urmează a fi pus în vigoare o lege care nu mai permite ca mortul să stea în casa domnului. Da. Da? Și deci e o măsură care o putem face și e un prilej. La momentul ăsta, o clădire care stă zadarnic. Hai de unde oferi terenul ca să-și construiască. Da, dar e un pas înainte doar terenul, dar fiind și clădirea, sunt mai mulți pași înainte. Am acolo, e de an bun, e prevenit și de an și după a fost un incendiu loc acolo. O să fie prevenit. La un moment dat, eu am prins școala aceea când predam la clădirea funcțională. Știu că prin 2001 sau 2002 cu parte dintr-un proiect de finanțare prin Banca Mondială, luată cu celelalte două școli din clădirea aceea, de îndrăgutie și de îndrăgutie. Mână mult rău, rată rău deloc, e greduită, e parchet pus pe jos, trebuie un pic de mână de om gospodar, să o întrețină, să o îngrijească, să și cu sprijinul nostru, nu știu, vom vedea. Problema este că noi avem... Problema este că noi mai avem clădiri dintre astea care nu știu ce o să întâmple cu ele. Clădirea de la Ciorii, de la Brăzești, de exemplu, acolo unde școala care a ars, am reușit anul ăsta și am finalizat, să spun, partea de a o conserva. Am acoperit-o și am schimbat geamul ușii, am schimbat, am pus geamul și ușii de termopan noi, ca să nu mai fie deschisă, să nu mai intre nimeni acolo. Suntem buită, nu are tavan, nu știu și poate de la anul, poate peste 2 ani, de la ce nu mai fie aici, o să ne gândim și o să discutăm să aibă o, nu știu, o destinație. Clar nu va mai fi școală și asta nu că nu vrea primarul sau primarul, nu știu care va fi de la, nu sunt poate pentru că nu sunt copii și situația asta e întreaga țară, doamna Hilegiu. Din păcate, e o realitate pe care noi nu putem să o schimbăm și nu avem nicio soluție să o schimbăm. Pentru că nu vreau să uit, săptămâna trecută sau săptămâna asta, nu mai știu că luni, a venit domnul director de la GAL, domnul Talabă, cu care noi avem o colaborare anuală, de măsuri, și ne spune că ar fi interesat dacă i-am pune la dispoziție în centru de zi, cel de la bătirea de jos, o sală, pentru că acolo unde au sediu acum la Domicons, la Golonești, la Cași, de fapt, că părțim de cum la Cași, nu mai pot să-l folosească. Am trebuit Domiconsul să se extinde acolo, nu știu care e explicația. Eu, sincer să fiu, le-am dat acordul și aș fi de acord, că n-am nicio problemă, mai ales că doamna doctoră Sper, care de la 1 noiembrie, de la 15 octombrie, să spun, poate nu ajunge până noiembrie, se va muta la dispensarul nou, că partea de aia e finalizată, îmi dă comandă de geamul și uși la care vine, le montăm, șapele sunt făcute, s-a făcut de gresaj și faianță și cred că într-o lună de zile o putem muta cu doamna acolo. Și atunci, spațiul care a avut loc gabinetul medical, putem folosi și putem lua niște bănuți care ne-ar ajuta. Nu știu exact ce înseamnă... Un loc care e folosit, e foarte important, pentru că se încălzește fiecare zi iarna, intră cineva acolo. Acum, clădirea nu arată foarte rău și arată chiar destul de bine, cum ai vedere. Da, dar dacă este înlocuit, pentru că e foarte aceea acolo, care îi duce fiecare zi, ai găsești un geam, faci un foc de o pomătură, ștergi un plac. Că dacă îl lăsam, aveam soarta cămilor din Cărgești în teren, unde sunt activități doar vara de două ori, încolo nu mai intră mai nimeni, ne trezim cu crăpături, cu fisuri, cu instalații crăpate sau spate. O rămas să vină cocerile și o să punem într-o cocerință viitoare, pentru că începem la începutul lui octombrie, dacă... Da, asta e cu părinții. Dacă sunteți de acord... Da, sunteți de acord? Abține, contra. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Hilegiu pentru anul 2019. Dacă îmi permiteți să prezint eu, pentru că domnul contabil nu are ceva de lucru, dacă o să mă potrivnesc și o să fie o problemă, o să-l chemăm. La venituri, după cum știți, luna trecută am primit de la Guvernul României în urma rectificării suma de 9.000 de lei noi, 90 milioane vechi. Atât au fost banii către Comuna Hilegiu. Așa-s bani, pentru primul 90 milioane aceste. Oameni, da, călătoricioare. Așa, că iar pe cheltuiel, pentru că am fost nevoiți săptămâna trecută să închiriem un mijloc de transport pentru a asigura transportul elevilor de la școala Plătirea, de la, din satul Plătirea, către școala Hilegiu din centru.
să umblăm în toate capitolele și acolo ne-a rămas ceva bănuți, să-i strângem și să ajungem la o sumă care să ne asigure până la sfârșitul anului închirierea mijlocului de transport. E vorba de 9.000 de lei luați din bunuri și servicii, 4.500 de lei luați de la protecție civilă, 4.500 de lei luați la alimentare cu apă și 20.000 de lei la iluminatul public. În total ajunge o sumă de 29.000, o sumă care sperăm noi să ne ajute până la sfârșitul anului sau poate ne cheltuim dacă undeva în octombrie, noiembrie, eu cred totuși că vom primi un microbus școlar, am înțeles că sunt comandate deja de către inspiratul școlar, noi suntem pe lisă din câte știu eu, sunt un pic supărat așa, că alte primării au 3-4 microbus școlare, noi le trebuie un microbus vechi, antic și de mult, are 12-13 ani microbus școlare, noi de la Fiat care l-avem, dar e o altă discuție. Atunci când vom primi un microbus școlar, vom rezilia contractul cu firma de la care am închiriat. Vreau să vă spun că nu mi-a fost loc ușor, cred că două nopți am dormit deloc până trecută. Am încercat inițial să închiriez un mijloc de transport la o firmă care, pentru că avem la noi în comună, firme care sunt autorizate pentru transport persoane. Am avut discuții și cu Narcis Chiriac, apoi și cu Ababe de la Bârsănești. Suma pe care eu le-am oferit și la care m-am gândit că ar fi o sumă corectă, din punct de vedere, nu le-a convenit dânșilor. Poate dacă o privești ca un om de afaceri, le dau dreptate. Noi am gândit o sumă de 6.000 de lei pentru închiriere, gândind că cel care închiriază, șoferul este angajatul lui, salariul din economie 2.200 de lei, ITVA-ul e 1.100, să-i rămână și lui în jur de 2.000 de lei. Acum, când ai un utilaj de 22.000 de euro sau de 30.000 de euro, nu-ți convins că ești 20.000 pe lună. Mai ales în situația în care perioada asta se găsește cu bani cu plecările astea în afară. Am găsit o firmă de la Nicolae Băcescu, un fost prieten de-al nostru, cu care noi am mai colaborat, omul ne-a servit sâmbătă seara, duminică, la prânz ne-a ajuns microbuzul. Când a ajuns microbuzul și am încheiat, să spunem, discuția cu domnul de la Băcescu, vineri aveam șofer. La fel, am început să văd un șofer, pentru că știți cu toții câte video acolo. Unul tânăr nu vine nimeni cu 12 milioane pe lună, că nici nu are cum să vină. N-ar avea că veți aici șoferi pixului plătit astăzi. Șoferul plătit de... de... nu, șoferul este plătit de... Urbanești. I-a făcut angajare de luni firma, în perioadă nedeterminată. Și am găsit un pensionar, chiar pare un pic ideea, că nebuneam cu mascara acolo în birou. Domnul Tafalan și a fost șofer de autobuz. Ok, eu văd, e adevărat, are o vârstă înaintată, vreau să nu credeți că e o chestie politică sau relația mea cu... Nu, credeți-mă, dacă aveți alt soluții, puteți să mă spuneți, dar nu aveți, că eu le-am luat tot satul la... la și ce mai multe locuri are? Are 24 de locuri, cred, sunt 22. E un microbuz... 24, nu știu cât are. Și numărul de elevi de la Dădina? 57. Le facem... Nu. S-a făcut deja un program de către doamna director. În fiecare dimineață se fac 3 curse. O cursă o face microbuzul nostru cu 14 locuri, 2 curse microbuzul închiriat. Apoi microbuzul mic rămâne în Brătila pentru a asigura transportul copiilor din grădiniță la grădiniță din Brătila. Iar la 1.30 și 2.30 se întoarce microbuzul la Brătila cu copiii de aici, care duce înapoi la... Păi n-ar fi bine, domnul primar, să nu mai facă cursa aia de Drăgucești? Să nu fac cursa de Drăgucești? Da, dacă m-am venit efectiv de la Brătila, se poate frumos, efectiv de copii, deci nici nu mai târâi pe aia de la Drăgucești. Pentru 5-6 copii, deci când vin cu bicicletă, dacă nu vin cu... Credeți-mă că e o chestie care mă depășește complet. Nici da, serios că cred, mai ales situația asta, dacă au venit copiii de la Brătila, lăsa la scoala ca Drăgucești. Știți ce zice domnul Gărina? E o chestie la care nici ori nici nu v-ați putea face nimic. Părinți, eu am rămas surprins că am văzut luni, credeți-mă. Aici e o oportunitate, părinți. Nu, bun, au probleme cu învățătorul. Da, am văzut luni 3 părinți la care nu mă așteptam să fie. La Helegiu, copiii din mânuță, fiind să fie la Helegiu. Da, s-au încetat, doamna, am văzut pare. Păi da, și eu ce bun, dar ceilalți? Ai luat aia lui Berbec, nu cred că eu. Atunci eu pus la Drăgucești, la Drăgucești, dacă de la avea un microbus. Dacă domnul primar, cred că la Onești, dumneavoastră, dacă dați copil la Onești, vreau trimit microbus. Nu mă trimite. Când e alternativa și decizia părintelui? Când e decizia părintelui? Nu? Da, nu. Să rămână.
E tot doar ceva. Eu vreau să trimit copilul la București. Mă puteți neați copii? Nu. Dar nu-i făcat la București. Nu, deci, dar vis-a-vis de celorlalți care au fost solicitați, domnule, hai să vă duc la Ilegiu. Știm bine pe ce, că se formeze clasă. Bun, de acord, atunci, la momentul ăla. Dar astăzi, când avem un efectiv la Bărătina, cred că s-ar putea discuta. Adică gândiți-vă că totuși deci, o să avem probleme. Nu-i zavit treaba asta. Spuneți dumneavoastră, vă să vină cu două turi, nu știu ce. Dar trebuie să înceapă cu clasa borile împreună. Nu trebuie să înceapă unul la o oră distanță de celălalt. Bineînțeles că vă... Păi, vedeți, ce vine iarăși, iar. Așa dacă e mai disponibil și celălalt microbuz, deci, eu știu așa. Respectiv microbuzul școlii, nemai... Oricum îl pune în disponibilitate în momentul în care nu mai faci cursa Drăgugește Legiu, fără 12 părți, nu? Adică le liberez de sarcină. Nu știam de cursa Drăgugește Legiu, știam de cursul la Legiu la școală, sau știam de... Iar vis-a-vis de 1, 2, 3, probabil sunt destul. Cred că vor 5-6 copii în autosatul acolo, unde... Că știi, Legiu sunt care merg la unele și cred că sunt 10, nu? Și dacă chiar era o nevoie mare de copil la Dumnezeu, poate încerca cineva, stai de vorbă cu părinții. Da, credeți-mă că nu e o chestie care mă privește și nu știu dacă o discutăm, n-ați discutat. O școală cea care o trebuie. Nu, dacă o dăm o variantă să ducem copiii de la Brătila, adică nu ne-a batem la subiect. Păi varianta am găsit-o. Eu am variantă pe... Pe la pe nu, dacă e pe capacitatea, dacă a spus că 50 ceva de copii. Păi e pe capacitate, pentru că dacă mașina cealaltă noastră are 14, 22, microbuzul mic face o cursă, microbuzul mare face două cursă. Să-i dea Dumnezeu, îmi doresc din tot sufletul, e cea mai bună. Primul transport este ora 71, deci asta nu mai depinde de mine. Eu le-am asigurat așa cum le-am promis cu părinților. Nici nu trebuie să depun asta. Dacă e tați, să discutăm așa, până la urmă ori era o treabă a primarului, să asigure... Nu, dar nu te-a venit indiferent, nu m-a dat. Toți, cu problema a comunității. De asta m-a dat peste cap și am găsit o soluție, o soluție care nu-mi convine. Adică nu-mi convine, nu să-l cumpăr eu. Pentru că gândiți-vă că dăm 30 milioane la șutul anul, dar vreau să un microbus până la anul, dăm un miliard cu un microbus care nu este al nostru, ca și închiriere. Dar legea nu ne permite să-l cumpărăm, pentru că ca să pot să-l cumpăr, trebuie să am un compartiment de serviciu, de transport public în comună, care înseamnă 3-4 angajați în plus, gen ce am aprobat noi pe serviciul sub public de salubritate, cu administrator, cu șofer, cu mașină, cu licență, nu știu ce. Eu cred că care pe noi nu ne. Cel mai bine ar fi fost ca guvernul meu, că și eu sunt reprezentat de același guvern, să se gândească la soluția asta, să nu aștepte să înceapă anul la anul școlar, pentru că ei ne-au obligat să oprim școala. Nu eu am venit cu ideea că nu mai funcționează școala de mâine la Bătrâna. Nu. Dar nu atunci, la nivel din minister, că școlile care au un număr mai mic de copii nu mai funcționează pentru că sunt mai mari. Atunci, asigură, domnule, transportul. Așa ar fi fost, domnule, nu știu că primul. Nu mai fost, domnule, care să mai închid, dar să dăm ceva și cu ei. Păi, nu aș fi fost, domnule, așa, adică, domnule, nu trebuie să mă duc eu să mă cert la tine, la inspectorat, să-ți bat o braț, doamne, am trapte de copii, am deci copii. Nu, dă, nici nu trebuie să asigur, dar numai să scola să funcționeze. Decizii care ne vine să ne discutăm în fața camerei câteodată. Să vă bine așa, nu știu, m-am început să fie și frică să mai vorbesc de multe ori. Că vedeți că când vorbești mult se răsfrânge asupra comunei tale. Uite, 9.000 de lei rectificare în celălalt elegiu. 9.000 de lei îți bani de o poartă. De o poartă la o casă, de gospodărească. Poate cum ne-a luat miliard. Sau 2, sau 3, sau 5, dar aveau alte culoare. Oricum, când se chide școala și inevitabil e problema transferului copilului, oricum avem probleme. Adică, domne, vor fi probleme mult mai de amploare negativă decât atunci când ai o școală de sine stătătoare, îți vine elevul frumos în satul lui și tot așa. Și sunt convins. Asta să fie o lecție și pentru celălalt de intenție. Nu poate să fie o lecție, pentru că dacă te gândești ca părinte sau ca un om normal, spui așa, domnule, o clasă nu poate să aibă 3 copii, care nu înseamnă învățământ. Eu sunt profesor de meserie și am predat și la clase simultan, am predat și la clase cu 4 clase simultan. Vreau să vă spun că nu se mai aia nu era o oră. O oră în care tu trebuie să vorbești la 3 clase, de exemplu, nu e normal. Și aia ține 45 sau 50 de minute. Nu există concurență. Bagajul de cunoștințe ale elevului este foarte scăzut. Copiii buni, de cele multe ori, sunt luați de către părinți și în clase mai mari. Atunci, când nivelul clasei mult mai scăzut, iar tu, ca profesor, trebuie să faci datoria așa cum trebuie să o faci. Nu? Până la urmă, și gândești nivelul acolo unde este. Din punct de vedere, o școală trebuie să aibă cel puțin 15 copii în clasă. Așa o clasă fi. Așa o văd eu. Așa o văd eu. Nu era soluția de la Brătina. Nu era. La Brătina, 56 de copii, de la clasa antic până la clasa 8, împărțiți-o de 8 clase, să vedeți cât vă iese. Asta e realitatea. De la 8 la 1, 57 de copii. 7 copii, clar. Păi, dacă credeți că erau normal să rămână o clasă cu 6 copii, eu mă întâlnit. Dar nu ăsta e efectivul real al copiilor și Brătina. Mai sunt și alții care duc în ora. O fi, o fi. Dacă îi întrebăm pe cei copii, pe cei motivi, nu vedeți ce spun.
Da, dar prin dumneavoastră, vă... O știți dumneavoastră, că nu trebuie să știu, toată lumea, dar nu era oricum. Nu știu dacă sper că avem unii 3-4 copii, 5 copii de, din Plătina. Dom'le, Plătina e din satul... La Onești? Da. Sunt mai mulți. La Ciordea. Foarte mulți. Da, de 5 ori, dar la Ciordea sunt cam toți. Da, vă spunem că faceți o clasă bună. Da, dar nu putem face nimic dacă... Și de la Elegiu la fel? Dar filmezi, nu e poate să predăm sau să facem. Nu știu ce să trebuie face. Până la urmă, părintele e cel care gândește pentru copilul lui, o ales varianta să-și duc la altă școală. Știi el din ce cauză? Eu nu pot să întreb nici să mă intereseze prea mult, că nu e treaba mea. Da, în fine. Deci despre asta e vorba. Sper că în octombrie, noiembrie, că am înțeles că e foarte posibil ca în campania prezidențială să ajungă și microbuzele școlare. Nu mă interesează cine îl aduce, cine îl predă, să ajungă. Clar, ce o să fiu un microbuzele. Chiar nu vreau, doamne, mai ca domnule, să aducă cel trei. Oricum, să știți că viitorul, păi mi-e fi eu aici, când am mai fi, mi-ar dori să-mi iau decizia asta eu. Dar se va ajunge, în 4, 5, 6 ani, ca încă o școală să mă dispeteze în comună. Însă, aș vin chinezi, vin în Taiwanezi, cum să fie? Păi cum mă fie? Ce mă fie? Deja muncesc, nu se fac 5 ani. Mă spune, muncesc, Taiwanezi, România, din România. Dacă îi da de rei, în 2 sau 5 ani. Ce mă fie? Și o să vină și copii, o să zice chinezi, nu sunt? Vreți să știți câți copii chinezi avem care vază în România? Sunt destui, adică suntem mai multe chestii. Dar va fi realitate. Cine avem în Onești? Unde? Ce oraș nu are chinești? La mod, acum, pornografiile astea comunii, a satelor. Da, spuneți ce aprobare. Proiect de hotărâre. Da, am spus asta, da. Hai punctul de la proiect. Proiect de hotărâre de îndreptare erorii materiale produse de pătrunirea comunului Consiliul Local din 20-28-03-2019 a indicatorii tehnico-economici pentru proiectul modernizare și consolidare comun cultural Elegiu. Aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 3528-06-2017. Da, aici e vorba despre organizarea Comunului Cultural atunci când am trimis către AFIR într-o scăpare anunță la compartimentul de achiziții, că s-a trecut suma fără TVA și că a trecut suma cu TVA sau invers, nu știu care a fost, cu tațelor de eu. Da. Și așa, sunt foarte supărat, chiar azi am venit de la o fază, față de la Căminul Cultural, din păcate, parcă am în ghinion nicio firmă contractată anul ăsta pe lucrări, pe care avem și avem câteva lucrări, nu ține pasul cu noi. Nu sunt mulțumit deloc. Felul în care se lucrează foarte încet. Cauza, am început să o simțim și noi și dacă eu mă gândeam că nu e chiar atât de acută, se pare că așa este, lipsa oamenilor. Și atunci mai nu au oameni, nu au cu cine lucra. Lucrează la un cămin cultural cu 6 oameni, cu 5 oameni. Au excavat acolo și au însăpat manuală, i-au scos câțiva munți de pământ, pentru că se face subzidere și o parte și pe alta, o parte a făcut fază la fierul beton. În ritmul ăsta ne costă, cred că în 3 ani termină, nu într-un an, cum am gândit-o noi. Acea firmă Onfralie, personalul unde firma care a fost contractată în primăvară, se pare că va realiza contractul cu noi și vor să trebuie să caut o altă firmă în pragul iernii, acum și mă dat peste cap de tot. În aceeași problemă nu au un personal. La dispensar, parcă am început să o miști un pic mai repede. Sper că în 2 săptămâni să finalizez partea de sus, să mutăm cabinetele toate la etaj. Iar și să facem fațada, care deja e pus pe un sistem, nu mai se tragă de încălzire decorativă, și să ne mutăm jos. Și aici am avut o problemă vis-a-vis de centrală. Proiectantul, se întâmplă chestii și chestii, toate proiectele am greșit între astea. Vorbesc și din cauza proiectelor multe sociale de primar, că chiar sunt acum proiectare primării, nu pot să mai plec eu primării care nu are proiecte, sunt diferite funcții. E una la straniță. Da, e. E pier la Moldove. Da. Ocupa foarte mult din lucru și păruiesc că, ca să-și ușureze munca, mai dau copy-paste, mai schimbă după aceeași proiect și la Ghilegiu și nu mai știu unde. M-am trezit cu centrala pusă în fața dispensarului, cu Word. Cu spune de centrala cu Word în față. În față. Camera din față. Da, mai aproape de atunci lebrând. De bine, în spate, de tot. Am chemat proiectantul ieri, au rămas să ne facă un
spuneți șantierul, o scoate la capăt, dar v-am spus, lucruri aici la fel, o venită la fază. Dacă da. Mine o să dăm primar aici la suma asta la care am ajuns cu el, astăzi la religiu, deci 175.000 de euro. Sunt o groază de bani. Unde? La Cămin? Cămin Cultural? Din aia, deci, da, nu asta. Nu. Asta este suma reală. Suma... Și dăm 4 miliarde, deci 100.000 de euro numai la bugetul ăla. Sunt iarăși o groază de bani care pleacă din bugetul. Păi da, și asta vi se pare mult că sunteți constructor, vindeți material de construcție, un cămin... Deci vă fac o simplu comparație, nu... Un cămin de 600 de metri pătrați, scump 6 miliarde? Eu zic că nu. Eu o simplu, deci la Drăgugești, casa, ce urmează să fie acolo? Casa mortoară și prazică. E 2.200.000 acoperiș pus, cu rădăcini în pământ, da, și e la faza aia de timp. Dar are o jumătate, domnul Mădălina, ca și suprafață. Bun, dar eu mă îngrijorează suma asta, că vorbim de sumă de 100.000 de euro din bugetul local. Nu mă îngrijorează, pentru că suma... Pe când 100.000 de euro, și având în vedere și ce destinație, și ce o să facă căminul ăsta de religiu, o să facă cam ce fac și celălalt. Nu. O să nu mai ești doar pe divan. E un cămin cultural care se face în centrul comunii. Și putem face, avem alte necesități, Doamne, că mă seama. Îl lăsam dărâmat? Căutam asta. Nu, 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 de 3 miliarde, nu, 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 ceva de nu, 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 valoarea nu, totală cu bani de la cu finanțare europeană, se desfășoară prin vală, de la lucrare. Deci, diferența de, în sumă de 469.917 va fi suportată de bugetul local. Aici cu proiectare. 400 cu tot cu proiectare. 69.907,86. Deci mai mult de 100.000 de euro de la bugetul local. Deci vă spun că plus celălalt din punctul meu de vedere... Stați că aveți dată și în euro 157.000 de euro. Propunerea care este. Deci din punctul meu de vedere... Propunerea care ar fi. Din punctul meu de vedere, era necesară ridicarea cămilor culturale de Giu și rămân la ideea mea că și preț este prețul cel mai mic din pe orice clădire, din orice comun din zona noastră, care puteți să-mi dați exemplu, la suprafața de 36 de metri pătrați cât are căminul, cu două plăci, placă sus, placă jos, faceți un plac pe fier, am 25 de tone de fier, de beton băgat în ea. Calculați-mi că știți prețurile. Și să vedeți dumneavoastră cam dreptate ce spun. O casă de 200 metri pătrați, astăzi, la roșu sau mutată în ea, ajunge undeva la 100.000 de euro fără nicio problemă. Și știți lucrul ăsta. Mie nu mi se pare... E adevărat. Era posibil ca banii respectivi de acolo, 100.000 de euro, să ducem să facem... Exact, aia. Rezolvă alte probleme mai curente și mai... Cred că mai nici la fel. Da, nici nu puteam să lăsăm. Cum e băgat să cerem fund? Da, dar trebuie făcut. Nu puteam să lăsăm să dăm ce să mai chelela. Și așa vorbeam astăzi cu domnul director, dar zice că a fost personal aici, împreună cu domnul inspector. Pot să vă arăt niște fotografii, dar ar fi să vedeți de acolo. Pentru că am ajuns la partea de subsidiere cu fier, cu... E o vechi la structură, din punct de vedere. Nu știu dacă cineva face casa azi și acolo de mult fier, dar astea sunt proiectele și trebuie respectate. Am fi ajuns, cred că, cu vreo 20% mai ieftin dacă făceam o clădire nouă. Zidurile sunt un orice critică. Sunt, puteți să vedeți, că chiar vă rog să mergi să o vedeți și nevoastră cu echilibre. Sunt făcute în anii 67, 68, nu știu când exact, până în 70, din câte știu eu. Fundația are un loc 30-35, fără colțuri, fără fier, fără nimic, sunt pereți crăpați, fisurați, care cad jos. Nu știu dacă mie îmi plăcea ca în centrul comunii... Dacă în centrul comunii ar fi stat bine la o... Eu mi-am... Dacă mai rămân la primărie și voi rămâne sigur de la anul, sunt convins și vă garantez că atunci când se va termina, clădirea și sediul Cămilului Cultural din Legiu nu va avea decât activități culturale. Și sunt convins că așa va fi. Și dacă vine acolo pe mine, mi-aș dori să păstrez în mare parte doar activități culturale. Nu știu, să înființăm un... pentru că o să trece la proiectul următor și să vedeți că am luat în calcul și lucrul ăsta. Un grup folcloric. Mi-aș dori ca și noi adulți, la un moment dat, am în cap tot felul de evenimente care n-am unde să le țin. Păi nu pot să duc cu oamenii, exact cum trebuie să mai devreme. Faci una Drăgugești, ziua gospodarului. Dau un exemplu, vine acum, ziua mustului. Păi asta mi-a descățit mă lea cu funcțiile astea, de vorbă oameni triști.
E adevărat, sunt numai probleme, mă duc, mă la o luntă, a fost așa cum sunt, în augustul ăsta, numai oameni supărați la masă, nu mai consum din bani. Nu, cred că sunt multe probleme. Mi-aș dori, pentru că am prieteni la Său, la Său, de la, nu știu cum, la Berești, la Său. Sunt comune, unde au diferite activități și noi sunt atât frumoase, că ne-ar putea permite și noi. O zi, cine oprește să facem o zi a recoltei la care să participe contra costă 100 de pere din Comuna Helegiu, care să aibă acolo formație, din doamna Lilie și din faptul cercătare, consumăm un muș și o pastramă sau nu știu ce. Nu știu, așa ar vedea-o eu. E o bibliotecă care eu am gândit-o dublă față de ce a fost. Să știți că noi în comună, să începe de anul ăsta, că avem centru de la Brătila. Nu, cum duce omul la Brătila? Păi, centru, aici adună toți. E altă treabă. Eu așa o văd, ca un centru de... Aici ai nici căruță. E mai simplu. Deci vreau să vă spun că avem două zile săptămână, marțea și joia, Drăgugești și Delei. A deschis bibliotecile, cele două structuri care le-am făcut eu am trecut. Se citește carte în comuna noastră. Și sunt bucuros pentru asta. Dacă nu mă credeți, mergeți joia sau miercuri sau marțea la Drăgugești să vedeți dumneavoastră câți copii vin să scriau cărți și merită învățătorilor în mare parte. Copii. Noi alegem panarata de telefon și stăm pe Facebook, stăm pe... Nu, copii, mă citește de carte. Mi-aș dori să am ce bibliotecă frumoasă, așa am și gândit, o bibliotecă dublă față de camera care a fost, să participe cât mai mult, să... Nu știu ce o să fie. Mi-aș dori eu, poate să fiu mai dificil, mai diferit, altul, nu știu, așa o văd. Da, în fine. Spune spre hotărâre, dacă spre de acord, spre aprobare. Abține, contra. La proiectul numărul 7 e vorba de un proiect despre o măsură pe gal, la fel ca și primul acela din șes care l-am avut, putem să-l faci sau să nu facem. E vorba de achiziție pentru căminul cultural, pentru că toți suntem un lucru, de costume populare. Noi avem 24 de costume la primărie, care sunt chiar foarte folosite și migrați, de la școli, preajma sărbătorilor și mereu copiii nu sunt plecați frumos. Atât la cât ajung. Și avem o sumă de 5.000 de euro, din care putem să achiziționăm costume. Am o legătură cu băiatul ăla Sândurei, care e la ansamblu Siminoc, nu știu cum se numește, care le-a făcut și pe celălalt dinainte, să ne facă banii pe care avem o ofertă și să achiziționăm un 15-20 de costume. Să le faceți un pic mai mari. Nu mai mari am făcut ora asta, tot așa am luat măsură, nu pentru copii mici. Copiii nu mai sunt. Exact. Am luat de adolescent. Acum ar mai un pic mai mari. Și să ne facă identice cu cele pe care le avem, pentru a putea folosi. Nu știu, să trăiți cineva dintre noi, când o să avem un cămin, o să gândească să facă un ansamblu. La mod acum, nu știu. Voi, doamna Petronila Radu, are toate comunele ansamblu folcloric. Dar face cu aia, nu cineva la mediul Sfântuim. Gândiți-vă că pe timpul răposatului, acum 35 de ani în urmă, erau obligatorii activitățile culturale în fiecare comună, erau ansambluri folclorice, erau, nu știu cum să mi-a putea, eu am ediția, am putea de bătân. Ansamblu de dansuri, am făcut parte. Cântarea României. Profesorul Popa, au fost. Domnule, mă zic că a fost partener la dansul. Doamne și prieteni la Chișinău și spun așa că domnul primar, la noi sunt și funcționează încă școlile de arte și meserii. De asta sunt o grămadă de ansamblu, de folclorice, o grămadă de meseria și a cânta, a dansa. La ei e o meserie să fii cântăreț, să fii dansator. Și cine? Bă, dar duce toată partea. E o ramură a culturii, în primul rând. Păi, noi vrem numai negreală de asfalt, numai nebuneală. Jocuri pe calculator, după aceea zic copiii și oameni drăguțari. Nu are problemă asta. Orice lucrare încep cu scandal. Am urmat asfaltul la Deleni. Până când am terminat, m-au sunat 20 de persoane, din 80 de acolo, sau puțin 200. După ce am terminat, m-au sunat altul doi. Domnule, mulțumim frumos, ce bine e acum. Că e prea îngus, că nu are beton, că de ce betonul prea înalt, că de ce... Așa suntem noi, că la mine la poartă trebuie să vină mai în stânga, mai în dreapta. N-are răbdare, de aceea am să termine un proiect. Până la urmă cineva răspunde de el. Apropo, din drumul la Drăgugești, drum, nu avem... Am făcut aia faia reparația aia, prima făcut recepția de loc. O să ne îndătăm împotriva firmei respective. Am făcut o nimeni adânc de el. Nu știu care o să fie rezolvarea. Din păcate, sunt chestii la care nici eu și nici dumneavoastră nu avem nicio... Nu avem ce face. Au trecut și au trecut cu construirii.
O să vedem, o să ne judecăm, nu-i plăcut deloc, câțiva ani buni, de timp drumul se strică. La partea la Taixo, la domnul Mărgăcean, deja au plecat, e rupt. Dar nu-i numai acolo. Deci chiar și pe panta aia de la panta de plană. Deci acolo, astea sunt prin casă. Astea sunt singurul care lucrăm astăzi, n-au oameni, n-au specialiști, vor mai bani. Primarul, Consiliul Local, face de foarte mult, eu am promis ca să șezări problema și să facă drumul, că până la urmă altfel pierzi banii, că-s prin finanțele europene. Și s-a ajuns situația în care am ajuns la... Eu pot să vă spun că nu sunt mulțumit de multe lucrări din comun, nu doar de la Drăguțe. De multe drumuri și de multe alte lucruri. Dar, v-am spus, este numai doar în puterea noastră, asta e situația. Noi am dat recepția, ne judecăm cu firma. Ne judecăm mai bun, pune avocat, cheltuim bani, nici nu puteam să dau, puteam să-mi o asum. Nu puteam să-mi o asum, pentru că nici mie nu-mi place și nu e făcut nicio la ISC, nu e făcut nicio la consiliul care au venit, domnule, nu arată bine. Mai ales dacă ar fi fost destul de deștepți, că atunci când am dat ultimul termen, ar fi turnat, doamne, iartă-mă, asfaltul ăla care l-a refăcut, măcar ca lumea, și închideam ochii. Dar l-au făcut mai rău decât trebuia. Bașca, într-o traversare aici, nici măcar nu i-a ajuns asfaltul. Știți ce răspunsul când lumea? De ce l-ai făcut? Nu a rămas fără asfalt. Nu poți intervina dumneavoastră? Ba da, poți să intervin, pentru că legea spune așa, eu acum nu avem bani în citanul ăsta, cineva nu mă avea. Legea spune să fac contract cu o altă firmă, firma respectivă, în primul rând, expert. Vine expertul, îmi face expertiză, spune că valoarea lucrării pentru a duce la nivelul normal e din 2 miliarde jumătate, bani pe care îi suportăm din cheltuiala noastră, din bugetul local, aducem drumul la stadiul normal, și apoi îndetăm împotriva firmei și recuperăm bani. Și 2 ani de zile judecăm cu firma respectivă, recuperăm bani. De ce să schimbăm care am ajuns? Din păcate, nu-s doar eu în situația. Sunt foarte multe OAT-uri în situația asta. Drumul național, drumul județenii, cămini culturale începute și neterminate. Nu le mai duc la capăt, domnule. Domnule, nu au putere. Am ați văzut lungul ăștia. De când se cheme ca să... Și eu cred că și proiectant la proiectare e o problemă. Vorbeam de valori. Valorile sunt mici pe lucrările pe care le am eu. Mă uitam ieri cu băiatul care vrea să vizeze contractul la noi, eu n-am știut până ieri, m-a scăpat. Proiectantul, în proiectul respectiv, manopera pe pus pavele, e de 9,75 lei. Și de pus borduri, e de 5 lei și nu știu cât. Eu acasă pun pavele în curte cu 30 de lei, de exemplu. Sau cu 40 bunații când toarnă și beton. Proiectul este foarte mic. E adevărat că se compensează pe balast, pe nisip, de la urmă ies undeva... Asta e și o vina mea. Totdeauna am căutat proiectul să fie contract, să fie valori cât mai mici, să ne putem permite. Să fac multe ca la anul să am ce scrie. Eu zic că alea multe, putea să mă poste, că nu le termin. Dacă mi-am propus să tai pam ce anul ăsta, putea să nu tai pam, nici la anul. Să putea să tai altul, poate. Da. Dar asta e situația. În fine. Dacă sunteți de acolo. Da, da, Uniunea Europeană, adică noi nu contribuim cu nimic. Da, banii îi dă... Dacă sunteți de acord. Suprimim ca loc. Îi dă pe cultură și atât. Ultima problemă de curente care se spun dezbatere de Consiliul Local. Cereri, întrebări, diverse. Da, acolo. În primul curb la de la Consiliul Local, a fost fără niște beton acolo. Înălțat acolo. Un curs din cip acolo, nu știu, e foarte urât. E canalul ăla, încerci să ocolești canalul, și canalul rup și dai direct cu roata în betonul ăla. Da, curs din cip, mai avut problema și așa, la ce urcă, urcă cu cantitate mai mare decât ar fi, ca să nu facă două drumuri. Nu știu cum trebuie să faci, dacă e tărtășa tare, e și întări. Da, și canalul ăla e rup de tot acolo și încerci să ocolești canalul, dai roata dincolo. Nu știu, anul ăsta nu mai am niciun bărut pentru reparații. Tot ce înseamnă reparații mi-aș fi dorit foarte mult, pentru că avem asfalt acum peste tot, mai bun, mai rău, mai crăpat, dar este asfalt, toată comuna. Să circul cu viteză foarte mare. Deci Miteam, ce se poate întâmpla? Am contactat o firmă care să ne aducă niște traversele care sunt foarte sub, nu putem permite, nu am banii ăștia. Eu cerut 6.000 de lei cu montaj,
pentru o bucată de 4 metri, 6 metri, 5 metri. O traversare. O traversare. Intervesc cel puțin 5.90. Dar am făcut ceva de urmă. Am făcut un calcul. Nu poți să vezi doar Marie Regiu și nu pun la drăguțire. Nu poți să vezi doar la delegi piată și nu pun îmbrătirea. Totalul trebuie cel puțin 20 de bucăți. Asta înseamnă 1.200.000. Bani foarte mult. Bani care nu e permitat. Noi nu avem buget. Și am tras bugetul de anul trecut, foarte bine, că am primit foarte puțin bani. Noroc de că am mai avut și proiecții pe care și nu am avut. Banii noștri care am avut în excedent strâși, nu se iau, chiar nu am. Mai ales că din fiecare am pus cu jere la drumul de la asfaltul de la bugetul la biserică de acolo. Unde lucrăm acum la centru, aș sper să finalizăm și să fie ok. Trebuie să vezi o soluție, măcar fi datorii cumva până la ianuarie, la bugetul viitor, și măcar să plămbăm acele cratere care au rămas de la... Degeaba am făcut frumos în stânga, fac în dreapta, în fața bisericii, fac în fața școlii, dacă drumul rămâne la fel sub orice critică. Mai am vreo 20-30 de cămini care ar trebui refăcute. Nu găsesc, nu am de scos, nici bani și nici oameni să lucreze, nici o firmă. De asta e bine să ai un serviciu, dar nu e permitit, adică comuna noastră e comună mare și cu bani puțini. Că ar trebui să avem un serviciu în drumul și podul, din punctul meu de vedere, nu slujeze 4-5 oameni. Eu am 3 oameni la proprietate care nu mai sunt noștri la primării, sunt al serviciului și SRL, pe care îi folosesc la orice. Altul social nu avem, am 3 din și totul comună și pe aia 3 în GM vin. Ar fi bine, măcar dacă am fi avut resurse materiale, 3-4 oameni angajați doar pentru întreținere. Și atunci ar trebui să stau altfel. Atunci facem un altfel. Facem o asociere comun, facem o societate de asta și... E o mâncare din toate comunele, nu vreau să... Poate face cu Livezul. Eu le-am solicitat pe Livezul și... L-am mai făcut și pe Livezul. Am solicitat la Livezul, la Bursănești, sprijin pentru că erau, am putea, printr-o formă asociativă, într-un fel sau altul, să căpătăm niște bănuți printr-o măsură europeană, pe drumul Poienii, știi? Pentru mine, drumul Poienii e prioritatea ultima, dacă o să iau așa în calcul. În afară de faptul că sunt elegeam și ar fi o treabă bună pentru că am fost primar la legiumă ca să fac drumul Poiana, dar sunt 10 case acolo și atunci nu se merită să investesc. De exemplu, ieri am făcut mică de topă pentru drumul de la, până la Prentul și am băgat și drumul Poienii. Să facem două proiecții pe la anul. Dar clar, prioritar este drumul de la Drăgugești până la Prentul, dacă avem, și acolo nu. Și am discutat cu ei, doamne, drumul o să aduce spre comuna mea. Mie îmi deservește 4 familii sau 6 familii cu 3 mașini. Vă deservește vouă două cu sate mari, Albele și Poiana. Hai să găsim o formă. N-am găsit, înțelege. Nu ai cu ce ți-o face. Atunci o să fac și eu, dacă mă ajută Dumnezeu, că am, și-am și făcut proiectul ieri, l-am măsurat topul până la ultima casă. Deci cât îmi servește mie comuna? Ar fi fost normal dacă aș fi prezență nici la Consiliul Județean, să trebuie să mă întrebu județean. Și atunci făceau ei, cum au făcut la Bursănești, cum au făcut la departe. Că, practic, leagă 3 comune și leagă și DNO-ul, pentru că iese la Livez pe același drum. Și ar fi fost normal să facă, altfel ar fi fost fondul. N-am găsit înțelegere și n-am găsit. Nu am ce face mai mult de atât. Asta e. O să vedem ce o să fie. Că nu mi-a văzut chiar de aia. Fugi, domnule, sunt un kilometru de asfalt, se vorbește 7-80 miliarde astăzi. Acolo sunt 2 km. Nu scoate de 20 miliarde, că eu 20 ani am avut tot bugetul și l-am părțit în bani cu 5 lucrări. Spre asta e bine. Da. Vine iarna, nu rezolvăm la care eu bacă lucrurile, nu? Cu... discuție. Cu o discuție acolo. S-a mai și tamponat acolo? Nici n-am luat-o în capul, să știți. Că m-am sunat nevastă de ghiez pe acolo. Că eu fugit drumul ăla, rămâne aia vreo 20 de case acolo izolați. Nu n-am bani să fac un bun de știință. Și în compromisiune, doamnă primară, a spus că poate dați un buldozer cumva să rezolvăm. Începe adusul lemnului la deal. Unul, că e necesar. Sunt destui probleme. Doi, dacă nu facem cât de cât drumul, va fi greu pentru tot restul. Vor veni cu târâși, cu nu știu ce, cu... Că asta e treaba, nu trebuie să știu. Spre Bolul, cum să... Acolo, spre Bolul. Pe când dacă facem drumul, nu ești interzice. Dar interesul Bolului Silvic, că l-am făcut... Nu, iar, e proprietate, noi plătim... Noi plătim impozit de proprietate. Nu, spre privat. Nu, sunt privat. Că te-a pasă, vedeți, dar nu... Sau fi că l-am făcut, sau nu trebuie să făcut. Da, da, da. Da, dar mai e o parte, s-a făcut o parte, iar trebuia să spre izboare, spre scaun și scoboare jos. E o pantă nu foarte mare. Sunt 200 de... Sau dați-mi mesajul la pierdut sau pe marți, că să nu uit. Eu, de ce... Am rezolvat-o câteva ore, că într-o zi... Eu am contract cu o firmă de încheiere de lanjă, care mi se vede fiecare dată, o firmă de la Unești. Budozi, pentru că l-am cerut la plătirea acolo, până la Aron, așa, l-a stricat, este stricat ca motor. Nu știu dacă vă repar. Nu, fără budozi. Mi-a trimis un excavator. Excavatorul ăla mare m-a ajutat și
cred că am făcut mai multă treabă. Da. Vă rog că l-au și îndignuit bine. Adică a luat, a putut să ia balastul din cutul așa să nu merge. Dar acum trei buduri. Și au un buduri să facă buduri și rămâtare și de-a mai sunt. Sunați-mă și noi să aminti pe luni, pe marți, poți să, poate îl poate la repet. Să nu ce să vă... Am avut contract în chiar. Și problema de la trei fântâni, dacă... Acolo am fost, m-am uitat un pic într-o zi, când am fost acolo la agență în dealul. Trebuie accesul interzis la acolo. Acolo trebuie să trimite pe cineva să scoată dale, fals, ca doi, trei. Costi, îți ducea concediu. Două, trei zile. Da, trebuie să trebuie rezolvat. Acolo vine foarte multă mizerie de la cei de sus. Nu, niciodată nu am înțeles și nu se înțeleg vreodată de ce cauza alegi să-ți lași tu mizeria în drum, decât să o pui în container, când ți-a primăria și să duce la groapă. Și tu plătești acum plătești, că știm toți cum plătești. Nu înțeleg niciodată lucrul ăsta. Nu înțeleg cine simțind s-a întins. Am făcut săptămâna dreptul minunii, am rugat, am vorbit cu domnul vecin, știe el situația. L-au rugat pe Felca, saci, la rugat. O zi înainte de a veni cu noi să-l pune. Nu știu ce l-a rugat, fiind pe Felca, e greu să crezi că l-a dus. Acolo nu-i doar vorba de lipsă de educație. Din păcate cu greșeală, știi ce se grade nemca în greșeală? Criminal, să spun. Da. Au un greșeală. Au un neprinse negustor cinstit. Dar miglios e că vii din teren cu mașina cu un sac și apoi sunt prins când răgugești. Nu există. Vezi și spală împărul. Dacă eu spun sigur cine are. Dar de regal ajunge mașina peste tot. Că nu știu, nu pot să vă scop cineva. Dar și la răgugești, ajunge mașina peste tot? Dar eu chiar i-am rugat, mai face solicitări de genul ăsta. Atunci când am fost la... Și puneți în față. La trecută, la trei fântâni, am fost la treaba să deghineți, chiar am găsit personal pe cineva de la deal care tăia lemnii și o scos din drum, din curte, două roabe de rumeguș și le-a pus exact pe ce până la care vine în fântâni acolo. Tu te gândești, păi când v-au știut gaura asta, cum s-au știut cu rumeguș, mai mai mult Dumnezeu. La prima ploaie, la prima ploaie, la prima ploaie, domnul Meguș, un întâlnit care bea cel de jos. Asta înseamnă educație, ce să... Iar la Răugești, știi culme. Numai acolo am văzut pe dealul fabricii, la nu știu unde era. Urmă la deal cu căruța... Omule, mergând pe drum, îi lasă în mijlocul drumului. Trebuie să îi dea de o parte. Asta e și mai grav, să urci căruța prin drumul. Eu merg în fiecare zi. În părău mai că eu n-am mai văzut de mult. Se mai teme de ori, da, nu. Tu uși cărți acolo cu noi, pe așa bufă de aur, trebuie să fie nebunut. Dar când ai tomberul în fața porții, să le scarte la acolo și să le ia primăria. În fin, da. Dacă nu mai sunt, da, am încercat să puțin. Da, după lucrurile, să le arăm ce-i să-și poți 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 să-și poți